Astăzi, împreună cu responsabilii atât din prefectura sectorului botanic, cât și din cadrul direcțiilor primăriei municipiului Chișinău, am inspectat sectorul botanic, am mers în fiecare obiectiv care este în derulare astăzi în sectorul botanic, scoaruri, parcuri, trotuare, străzi noi care sunt renovate, alei. Astfel, am vrut să mă convinc că lucrările sunt efectuate în termen, calitativ, oamenii sunt, muncitorii sunt în șantier. Am examinat și planurile sau obiectivele care sunt planificate a fi executate, care sunt în licitație și respectiv și starea în sector ce ține de menținerea curățeniei, salubrizare, cositul ierbii, arbori uscați și multe, multe altele. Problemele sunt multe, dar se intervine ce ține de cosit. S-a muncit cât sâmbătă, cât și duminică. Am primit rapoarte cu probe video, poze asupra tuturor sectoarelor care s-a intervenit. Este încă mult de muncă. Am discutat și cu responsabili de la întreprinderea servicii locative, tehnica necesară care urmează să fie procurată și multe alte lucruri. Urmează toată săptămâna să acordăm inspectorii în fiecare sector a capitalei. Îmi pare foarte rău că pe parcursul multor ani sectorul botanic a fost lăsat fără atenție. Astfel, începând cu anul trecut, am lansat proiectările în sector ce ține de scoaruri, parcuri. Sunt foarte multe probleme, după cum am menționat. Anul curent urmează să intervenim atât în curțile de bloc, accesele la instituțiile de învățământ, școli, grădinițe. Urmează să fie amenajate spațiile verzi. Ne propunem să identificăm locații pentru amenajarea parcărilor. Cele mai importante proiecte în sectorul botanic sunt Valea Trandafirilor Parcul, Scoarul Sarmisegetuza, Scoarul Lazo, Scoarul Cernobăliștilor și Pavarea Străzii Dacia și Decebal. Urmează să proiectăm 10 scoaruri mai mici în semnul Chișinăului. Avem de proiectat Scoarul Sfântul Dumitru, e în derulare, Scoarul Muncești, Scoarul Valea Crucea 24.